Pentru mine, anul 2021 a fost un an surprinzător de bogat în oportunități ivite din locurile cele mai neașteptate. Nu obișnuiesc să-mi setez rezoluții de an nou. Sigur, asta nu înseamnă că nu-mi fac planuri sau că nu mi-aș dori ca anumite lucruri să se întâmple. Dar nu am obiceiul să formulez la început de an rezoluții pe care apoi să le urmăresc pe parcursul unui an întreg. Mai mult, am descoperit că însuși cuvântul rezoluție îmi provoacă agitație. Când am primit cartonașul cu scoica, l-am asociat imediat cu ideea de rezoluție. Un obiectiv setat la început de an pe care vei căuta să-l atingi în mod intenționat pe parcursul anului. Așa că vă puteți imagina nivelul de entuziasm și de încântare pe care l-am experimentat atunci. Am luat cartonașul în mână și am pățit exact ce pățesc de fiecare dată când cineva mi-adresează din senin o întrebare cu răspuns multiplu de genul numește trei cărți care îți plac. Instant creierul îngheață și uit toate cărțile pe care le-am citit vreodată. La fel, când am văzut cele trei linii lăsate libere pe cartonașul unde trebuia să completăm cu nume, mi s-au șters din minte toate persoanele pe care le-am cunoscut vreodată. Dar am luat cartonașul acasă și l-am pus undeva la îndemână, unde pe parcursul anului m-am mai tot împiedicat de el. Când s-a reluat ideea în decembrie și s-a lansat provocarea de a împărtăși ceva despre asta, mi-am dat seama că, deși cartonașul meu nu are scris niciun nume pe el, el este completat și are patru nume. Astăzi o să vă spun povestea unuia dintre ele. În anul 2017 eram în procesul de achiziționare a unei locuințe și pe măsură ce căutam și ne sfătuiam cu cei apropiați, apăreau tot mai multe aspecte tehnice ce trebuiau luate în considerare. Dar îmi amintesc că în toată perioada aceea aveam o singură rugăciune pe care o tot rosteam atunci când visam la un loc al nostru. Mă rugam să avem parte de vecini care să ne devină prieteni și în mijlocul cărora să trăim frumos. Și dacă se poate să fie și vecini silențioși. Rugăciunea, prima parte, izvora din dorința pe care o aveam de multă vreme de a ieși cumva din bula în care am crescut și m-am format și pentru care sunt extrem de mulțumitoare, dar în care aproape toate activitățile și relațiile sunt legate într-un fel sau altul de biserică și din care prea puțin am mai reușit să interacționez cu oameni care cred altfel decât mine. La scurt timp după ce ne-am mutat, am realizat că Dumnezeu a răspuns într-un mod foarte generos rugăciunii. Am cunoscut rapid multe familii tinere de care ne-am apropiat de la primele interacțiuni și care în scurtă vreme ne-au devenit prieteni apropiați. Cu una dintre vecine am dezvoltat însă o relație mai aparte și tare mult îmi doream să știu să creez ocazii sau să profit de ocazii în care să povestim despre credință. Dar timpul trecea și, din perspectiva mea, prea puține lucruri se întâmplau. Mai mult, parcă după fiecare întâlnire îmi veneau în minte modalități prin care aș fi putut spune mai mult sau în care aș fi putut face mai mult, dar n-am fost pe fază și priveam asta ca pe un eșec pentru care mă învinovățeam. Anul acesta, după 2 ani în care prietenia noastră s-a tot copt, și a crescut în tot felul de contexte pe care le-am inițiat sau la care am răspuns, a venit o zi ca răspuns la rugăciunea mea de multă vreme. Vă ziceam la început că a fost un an surprinzător de bogat în oportunități ivite din cele mai neașteptate locuri. Locul neașteptat în cazul ăsta era pagina mea de Facebook. Era cu câteva zile înainte de evenimentul Flux pe tema fricii de moarte și postasem evenimentul. Prietena mea l-a văzut și într-o dimineață la cafea îmi spune: am văzut că urmează un eveniment despre frica de moarte la voi, așa de mult mi-ar fi plăcut să ajung. În ultima vreme, tare mult mă gândesc la asta. Și cred că cu toții ați experimentat momente de genul toate astrele s-au aliniat sau când simți că o oportunitate sau o situație anume pur și simplu ți se servește pe tavă. Am profitat, cum am știut mai bine, de moment și am avut în sfârșit acea discuție consistentă pentru care mă rugam de atâta timp. Și am învățat 2 lucruri referitoare la relația sau relațiile pe care le am cu cei care cred altfel decât mine, cu cei care
sunt în căutare. Prima lecție, Dumnezeu nu se grăbește și Dumnezeu nu întârzie. În 2 Petru spune, Domnul promisiunii nu întârzie, așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de voi. El nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să ajungă la pocăință. Dumnezeu știe că nu lucrează cu roboți, ci cu inimi de om, pe care vrea să le restaureze și să le reîntregească. Știe din ce suntem făcuți și știe că avem nevoie de timp, de ani sau uneori de 10 de ani, ca să pricepem cât de cât cine e El. Știe că inima omului e atât de alambicată și de complexă și transformarea ei se face gradual, în etape, într-un proces de o viață. Gândul acesta m-a eliberat de tensiuni, a resimțit uneori că trebuie să conduc fiecare discuție acolo unde mi-aș dori eu și orice lucru care e mai puțin de atât îi eșec. Am înțeles mai bine că dacă Dumnezeu nu se grăbește și nu întârzie, ar trebui să învăț de la El și să cer de la El înțelepciunea de a fi la timp, acolo unde e nevoie, în maniera în care e nevoie. Și tot de la Cel care e răbdător cu toți, am nevoie să învăț răbdarea de a construi relații, momente, contexte, în care ceea ce spun să fie cu adevărat relevant și folositor în acel moment. Cum reușesc oare să fac lucrul ăsta în relațiile mele, într-un mod practic? Și răspunsul sau parte din răspuns este în a doua lecție învățată, care de fapt e o lecție foarte simplă, ce are legătură cu relația cu cei de altă credință ca și mine. Pur și simplu să fiu prezentă în relații, să fiu deschisă la oportunitățile ce mi se aștern înainte, să ies din zona de confort și să cunosc oameni noi, diferiți de mine. Poate uneori să răspund afirmativ la o invitație, chiar dacă nu am un chef extraordinar. Și toate astea din dorința de a construi relații, dar nu mecanic, doar ca să bifez apoi o listă de nume cărora le-am zis despre Iisus, ci din dorința de a cunoaște oameni, de a învăța de la fiecare, de a manifesta dragoste și compasiune, conștientă de faptul că și eu sunt într-un proces în care nu am toate răspunsurile, dar în care Hristos mă poate folosi dacă El consideră la timpul potrivit pentru a se face cunoscut altora. Să fiu prezentă, dar nu doar fizic, ci cu atenția și cu tot interesul. Să dau la o parte orice mi-ar distrage atenția de la discuțiile în care sunt implicată, să fiu ochi, urechi și inimă implicată în conversații ca nu cumva să treacă vreo ocazie pe lângă mine. Pentru că asta e lecția pe care am învățat-o și pe care o simt cel mai aproape de inima mea referitor la Scoică. Ei îi pasă în mod autentic și în ce alt mod poate arăta că îi pasă decât fiind prezentă în lume, acordând timp la discreție și atenție neîmpărțită.